O reformă, o trezire spirituală implică, în general, istoric vorbind, biblic, două aspecte. În primul rând, reformarea poporului lui Dumnezeu, reformarea bisericii, că suntem biserică, suntem poporul lui Dumnezeu. Trezirea spirituală este o lucrare a lui Dumnezeu supranaturală, suverană, pe care Dumnezeu o face pentru poporul lui, pentru biserică. Ei sunt prima țintă a trezirii spirituale, nu lumea din afară. Da? Evanghelizarea vizează lumea din afară. Însă, în același timp, de fiecare dată când a fost o trezire spirituală, cei care au fost în biserică, odată cu reformarea adunării, cei care au fost în biserică și nu au fost născuți din nou, au experimentat nașterea din nou, da, adică transformarea lăuntrică pe care o face Duhul Sfânt în viețile noastre, înnoindu-ne, făcându-ne oameni care iubim cuvântul lui Dumnezeu, iubim pe Dumnezeu, iubim trăirea în sfințenie, lucruri pe care oamenii din lume le urăsc, da? Și în același timp această regenerare se extinde în general de la cei pe care o experimentează în biserică la alți oameni din afară. Cei care au fost în biserică și au experimentat nașterea din nou, deși au fost membri ai bisericii și n-au fost născuți din nou înainte de trezire, sunt martori, sunt pasionați să spună lucrul ăsta și altora. Și trezirea spirituală în general, deși pornește de la biserică, de la reformarea bisericii, se duce la regenerarea unor oameni din biserică care n-au fost regenerați, de obicei se extinde și în exterior și are și o influență în viața necredincioșilor prin faptul că ei sunt evangelizați și mântuiți. Trezirea spirituală ar trebui cel puțin să fie dorită la nivel individual. Da? Adică eu ar trebui să doresc eu ca să fiu reformat în domeniile vieții mele în care există nevoie de reformare. Apoi, bineînțeles, este necesară și de dorit această trezire spirituală înainte să fie dorită la nivel de cult sau de denominații sau de nu mai știu ce, cum le numiți dumneavoastră, să fie de dorit la nivel eclesial. Și eu cred că plantarea unei biserici sănătoase este un fel de mini trezire spirituală. Dacă oricare biserică care vrea să se replanteze sau să planteze o altă adunare după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, ceea ce este diferit de celelalte adunări, este într-un fel o trezire spirituală în miniatură. Da? În miniatură. Bineînțeles, dorința noastră ar trebui să fie ca toate adunările să experimenteze trezire spirituală și trezirea spirituală să fie ceva care să atingă zone mari geografice, să fie ceva național, să fie ceva care cuprinde mai multe țări, așa cum s-a și întâmplat în istoria bisericii. Însă, capitolul 2, prima parte cu pregătire, ne arată ce se întâmplă, din păcate, în mijlocul unei treziri spirituale. Și anume, oamenii ajung să fie descurajați. Oamenii se descurajează. Intră într-un fel de depresie spirituală. Este ciudat. Este ciudat la foarte, foarte scurt timp, nici măcar o lună de zile, poporul acesta care a experimentat o trezire spirituală se confruntă cu descurajarea, cu depresia. Este demoralizat. Și vom trata subiectul acesta în această seară. Descurajarea care este un inamic al trezirii spirituale. Însă, o privire de ansamblu, câteva lecții generale sau principii generale. Facem un fel de psihologie biblică a descurajării, a depresiei, a demoralizării. O lucrare autentică a Duhului Sfânt nu este scutită de piedici. Faptul că la scurt timp după ce Dumnezeu lucrează în viața ta, la scurt timp după ce Dumnezeu lucrează în viața ta, vine Satana și te ispitește, nu înseamnă că acolo n-a fost o lucrare a lui Dumnezeu. Dimpotrivă, s-ar putea să fie o autentificare a lucrării lui Dumnezeu. Că Satana pe aia care sunt ai lui, îi lasă în pace, că ei sunt fii ai întunericului, da? Într-un sens îi lasă în pace. Ei sunt zac în cel rău, îs acolo. Odată ce Dumnezeu te-a trezit, este un fel de război declarat diavolului. În al doilea rând, atacurile cele mai puternice, vedem în pasajul acesta, împotriva lucrării pot veni din interior, nu din exterior. Pentru că Dumnezeu citează în capitolul 2, așa cum a făcut și în capitolul 1, citează într-un fel retoric, vorbește, despre ceea ce spuneau unii dintre bătrânii poporului Israel cu privire la lucrarea care se face acolo. Da? Au venit din exil evrei, Dumnezeu le-a poruncit să construiască templu, ei s-au apucat să construiască templu, au pus temelia, au fost anumite piedici, au stopat lucrarea, Dumnezeu vine și mustră, reîncep lucrarea la puțin timp după reînceperea lucrării, după reluarea proiectului de zidire a casei Domnului, bătrânii vineau și spun: asta e casă? Asta e ceea ce numiți voi templu? Voi știți ce a fost aici acum câțiva zeci de ani?
Noi am văzut cu ochii noștri slava lui Dumnezeu peste templul ăsta. Știți ce a construit împăratul Solomon? Ce e asta? Ce ardughie asta aici? Asta numiți voi templu? Și-au injectat descurajare în poporul lui Dumnezeu. Asta este situația. Asta este situația. Atacurile cele mai puternice împotriva lucrării au venit din interior, nu din exterior. Din interior. Apoi, un alt lucru pe care îl vedem aici este că și cei mai experimentați oameni pot fi cei mai mari factori de blocaj spiritual. Oameni experimentați, oameni care au văzut lucrarea lui Dumnezeu, oameni care au trecut prin exil, au văzut ce înseamnă păcatul și pedeapsa pentru păcat. Au înțeles sfințenia lui Dumnezeu sau cel puțin la asta ne așteptăm. Ei aud pe profet care îi cheamă la zidirea, rezidirea templului și ei sunt oamenii care se pun între popor într-un fel și cuvântul lui Dumnezeu și aduc descurajare. Oameni care au văzut lucrarea lui Dumnezeu, oameni care au simțit pe pielea lor ce înseamnă să nu asculți de Dumnezeu. Te-ai fi așteptat de la ei să fie oameni care spun munciți, munciți, nu vă mai jucați cu Dumnezeu. Dar lucrurile nu au fost așa. Din păcate. Apoi, oprirea lucrării poate apărea fără o împotrivire frontală. Și trebuie să aplicăm lucrurile astea la biserică. Nu vorbim așa despre poporul Israel, mă facem așa istoric ca să ne aflăm în treabă. Oprirea lucrării poate să apară fără o împotrivire frontală. Ăștia nu au venit și au spus, s-au pus acolo, au făcut zid în fața templului, nu mai construiți, asta e casă. Nu. Ei nu mă vorbeau. Ei discutau, unde, ce, asta e templu, asta e casă. Comparăm noi slava primei case cu ce vedem acum. Nu a fost o împotrivire frontală? Și poate aici vedem mai degrabă și retenia diavolului. Perversitatea cu care lucrează diavolul. Să ne așteptăm totdeauna să vină frontal. Numai prin vorbe, prin idei, prin anumite teorii, lucrarea lui Dumnezeu să slăbească, să descurajeze sau chiar să se oprească. Descurajarea apoi, un alt principiu pe care îl vedem aici, descurajarea este necredință. Pentru că ei când s-au descurajat, de fapt au negat cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit clar prin Hagai. Reconstruiți templu. Ei s-au descurajat și au încetat lucruri, de aceea Dumnezeu îi cheamă după aceea, domnule, lucrați, fii tare, spune de trei ori, și lucrați. Descurajarea este o formă de necredință în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă apare sub o formă de falsă smerenie. Da, dar noi tânjim după slava primului templu. Da, voi tânjiți după slava primului templu numai că v-ați oprit din lucru și nu ascultați de cuvântul lui Dumnezeu, asta e problema. Da, dar primul templu era mai grozav. Domnule, dar rămânem la aceeași problemă. Voi nu mai ascultați de Dumnezeu în punctul ăsta. Asta este problema. Descurajarea este o formă de necredință care în general apare sub o formă de smerenie, o formă de pocăință din asta falsă. Da? Și orice formă de încetinire a lucrării lui Dumnezeu trebuie combătută. Dumnezeu intervine. Când situația pare să iasă de sub control, oamenii aceștia încep să inoculeze și să injecteze, să otrăvească sufletul poporului, conștiința poporului cu ideile astea, Dumnezeu intervine prin profetul lui și combate această stare. Orice formă de lăsare, de apatie, de indiferență, orice manieră prin care satana încearcă să stopeze, să încetineze lucrarea lui Dumnezeu, trebuie combătută. Astea sunt principiile. Ne voi uita la trei aspecte care privesc acest subiect al descurajării, care este un amic al trezirii spirituale. Trei aspecte. Cauzele descurajării, de ce s-au descurajat oamenii aceștia, consecințele și combaterea descurajării. Simplu. Cauzele, cum se produce descurajarea, care sunt consecințele, ce se întâmplă când niște oameni sunt descurajați și apoi cum Dumnezeu combate starea aceasta. Care sunt cauzele? Prima cauză este ignorarea cuvântului lui Dumnezeu. Ajungi descurajat când ignori cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a pus să analizeze, să compare vechea casă cu noua casă, corect? Dumnezeu le-a dat o misiune foarte simplă. Apucați-vă de construit casa. Luați lemne, zidiți casa. Scurt. Nu i-a pus Dumnezeu să analizeze, să ia proiectele din trecut, să se uite la arhive, să compare, să spună oare cât din slava vechiului templu mai vedem asta. Dumnezeu nu le-a dat treaba asta. Dumnezeu i-a trimis la lucru. Ignorarea cuvântului lui Dumnezeu este primul motiv al descurajării. Acum noi avem oamenii boala asta filozofării. Și am putea să spunem, dar ce era greșit în a se gândi la primul templu? Dar ce era greșit în a lua niște idei din ceea ce au fost la primul templu, nu? Am putea să ne imaginăm o grămadă de lucruri și să scuzăm cumva dialogul lor și căutarea lor, scormonirea lor
după ceea ce era la Vechiul Templu. Am putea să scuzăm în fel și chip. Totuși, lucru pe care trebuie să-l ținem în minte și să-l avem totdeauna așa pe fundal când studiem textul acesta, este că ei ignoră prin ceea ce fac cuvântul lui Dumnezeu. Asta este problema. Și așa vine descurajarea. Dacă ei priveau la poruncă, Dumnezeu ne-a cerut să zidim templu. Și ascultau, nu aveau niciun fel de problemă. Ei au lăsat cuvântul, porunca lui Dumnezeu clară și s-au dus spre alte lucruri. În al doilea rând, nu doar ignorarea cuvântului lui Dumnezeu duce la descurajare, ci și renunțarea la optica duhovnicească. La optica duhovnicească. Este o optică omenească pe care putem avea asupra bisericii, asupra vieților noastre, asupra tuturor lucrurilor. O optică omenească. O perspectivă omenească. Și o optică dumnezeiască, duhovnicească. Optica duhovnicească afirmă că aspectul elementar al lucrării este slava lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, faceți lucrul acesta, eu mă voi bucura și voi fi proslăvit. Optica omenească leagă slava de lucruri exterioare, zic unei slava casei. Dumnezeu vorbește de slava lui, arătată prin ascultarea lor. Mă onorați dacă mă ascultați. Nu mă onorați dacă faceți casa asta grozavă. Ei spun nu, pe noi ne interesează slava exterioară, materială, vizibilă. Două optici diferite. Optică dumnezeiască, când tu vrei să faci lucrurile pentru gloria lui Dumnezeu, și optică omenească, când oamenii vor să facă și să producă o slavă exterioară. Și al doilea aspect care îl observăm în renunțarea asta la optica duhovnicească este că pentru ei aspectul elementar devine aspectul estetic. Estetic. Auziți ce spun ei? Da? Auziți ce spun ei? Îi zic așa. Cine a mai rămas între voi, zice Domnul, din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? La ce se referă slava casei? La aspectul exterior se referă, da? La aspectul estetic. Și cum o vedeți acum? Ia auziți, optica omenească. Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Au renunțat la optica duhovnicească și au trecut la o optică omenească și au văzut lucrarea lui Dumnezeu ca o nimica. Da? Al treilea aspect. Da? Nu doar ignoră cuvântul, renunță la optica duhovnicească asupra lucrurilor. 3. Se blochează într-o etapă trecută a vieții poporului Israel. A fost o etapă în viața poporului Israel în care au avut un templu grozav, în care au avut un Solomon, în care au avut bogății, în care au fost cunoscuți pentru templul ăsta. Da? Asta a fost o etapă. Acum era o altă etapă în care gloria templului nu mai era focusul lui Dumnezeu, nu mai era focalizarea lui Dumnezeu. Însă ei se duc în trecut și trăiesc prezentul în lumina trecutului. Lasă ca trecutul să saboteze prezentul. Lasă ca trecutul să controleze prezentul, pentru că trecutul a fost așa de grozav și lucrurile sunt așa de jos, acum nu mai are sens să facă nimic. Asta e logica lor. Care în fapt, în realitate, nu este logică deloc, nu? Da? Nu este logică deloc. Lasă ca trecutul, o etapă din trecutul lor ca popor, să controleze prezentul lor. Ce biserică eram, nu știu unde, ce făceam noi? Nu mai are sens să facem nimic, că eram nu știu când, nu știu cum, nu știu când. Cam asta se întâmplă cu ei. Da? Și lucrul acesta, în discuția cu frații din adunare, lucrul acesta l-am observat și la ei și îl mai observ și la mine. Că nu știu când, făceam nu știu ce. Dar nu folosești amintirea aia ca să te corectezi acum și să te pocăiești, ci folosești amintirea aia ca să te demoralizezi și să te descurajezi. Nu zicea, în trecut citeam mai mult. Ok, care e soluția? Du-te și citești acum. Nu? Nu zic, citeam mai mult, acum nu prea citesc, nu mai are sens să fac mică, nu? Cam asta era logica poporului Israel. Lasă ca o etapă din trecutul lor să controleze prezentul. Sau, de exemplu, când eram necăsătoriți, nu aveam doi prunci, nu aveam nu știu ce responsabilități, unde mă duceam și ce făceam. Dom'le, nu mai poți schimba chestiunea asta. Nu mai ai cum să o schimbi. Nu mai ai cum să trăiești. Aia a fost o etapă și eu nu voi lăsa etapa aia din viața mea să controleze etapa asta din viața mea, în care Dumnezeu îmi cere alte lucruri acum. Da? Este doar un exemplu. 4. Duce la descurajare și așteptarea unor lucruri care nu ne sunt promise. Nu ne sunt promise. Dumnezeu nu le-a promis o slavă noului templu, o slavă exterioară, vizibilă, materială. Nu le-a promis Dumnezeu. Și principiul ăsta ne se aplică și nouă. Când visăm și când dorim și când proiectăm în mintea noastră niște lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a promis, ne sabotăm pe noi înșine. Niște dorințe ilegitime care par să fie bune la un moment dat, niște dorințe ilegitime duc la descurajare. 5.
graba în a face analize premature. N-a trecut nici măcar o lună de când s-au apucat de zidirea templului și ăștia deja dădeau verdict. Ia auziți-i. Cât credeți că au construit într-o lună? Cât credeți că au construit într-o lună? Nu foarte mult, dar deja o veneau băieții cu analiza. Parcă erau în România ăștia. Nu te-ai apucat bine să faci pe acolo că băieții vin să te verifice. Noi tot greșit de rămas tot jos. Cam asta au venit să facă profesioniștii. Ia auziți. Așa cum este casa pe care o făceau ei acum, nu pare, ia auziți, ca o nimica? Stai domnule, că nici măcar nu-i zidită, ce se pare ca o nimica? Dacă nu-i zidită. Analize premature. Domnule, ne-am pus la treabă, nu-i mare lucru ce am făcut. Păi stai să se facă întâi lucrarea, după aia să vezi. Ne grăbim uneori în analize premature chiar asupra noastră. Asupra noastră ca biserică, analize premature. Asupra unor oameni care se convertesc, analize premature, ne grăbim în a da verdicte. Și nu lăsăm să vedem cum decurge lucrarea lui Dumnezeu. Și în final duce la descurajare, redirecționarea cauzelor care stau în spatele situației lor. Redirecționarea cauzelor. De ce se aflau ei în situația asta? Asta e întrebarea. Și răspunsul este simplu. În primul rând, templu a fost distrus datorită păcatului, neascultării, imoralității, idolatriei lor. Nu din cauza lui Dumnezeu. Da? În al doilea rând, templul al doilea n-a fost reconstruit datorită faptului că ei alergau fiecare pentru lucrurile lor. Și nu numai că împărații medo-persani le-au pus la dispoziție, știți foarte bine din Scriptură, le-au pus la dispoziție materiale și le-au dat voie să taie lemne și să ia și să facă ca să construiască templul, nu aveau în situația asta niciun fel de scuză. Dacă era cineva care trebuia învinuit acolo, aceia erau ei înșiși. Sub nicio formă Dumnezeu. Sub nicio formă Dumnezeu. Dar ei încearcă să redirecționeze cumva, cauzele stării în care ei se găseau. O aplicație practică pentru început. Putem fi ispitiți să privim și noi în același fel, cu optica asta omenească. Și să ajungem la descurajare. Nu uităm la numărul nostru, nu? La botezurile noastre. Cât necredincioși ați botezat, mă? Niciunul, că noi nu vrem să botezăm necredincioși. Asta e... Nu? Niciunul. Nu suntem niște inamici ai evanghelizării. Sper că lămurim lucrul ăsta și trebuie să demonstrăm fiecare prin ceea ce facem în fiecare zi în relație cu necredincioșii. Unii se uită la numărul nostru, alții se uită la... Poate noi chiar ne uităm la simplitate. Nu, noi am avut probleme cu simplitatea slujbelor. E prea simplu. Eu, printre lucrurile pe care le iubesc cel mai mult, este simplitatea slujbelor. Nu-i pompă! Parcă e ceva în noi care urlă. Vrem o leacă de show, domnule. Puțin măcar, ceva sclipici. Să fie acolo. Niște petarde ceva, spirituale. Să miște o leacă lucrurile. Care altfel nu suntem liniștiți. Exact același lucru ca poporul Israel. Unii pompa, unii slava. La orice templu la care te duceai, inclusiv la vechiul nostru templu, era ceva pompă. Era ceva exterior care te izbea, care te atrăgea. Locația noastră ne dezavantajează, nu? Eu nu cred că ne dezavantajează deloc. Dumnezeu nu a chemat să facem o mănăstire undeva în afara lumii ăsteia. Locația ne dezavantajează. Ne dezavantajează eforturile noastre mici care ni se pare la un moment dat că produc puțin, da? Ne dezavantajează că nu suntem profesioniști, că nu avem pompă, că nu avem activismul pe care l-au alții. Ni se pare nou că astea sunt niște dezavantaje. Când? Lucru pe care ar trebui să-l facem foarte simplu este să deschidem Biblia și să adoptăm o optică duhovnicească asupra ceea ce Dumnezeu cere unei biserici să facă. Simplu, e foarte simplu. Și din lista aia mare cu lucruri pe care cred oamenii că trebuie să le facă, o să vadă că o să taie foarte, 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 foarte mare parte din ele. Și întrebarea pe care oamenii și-o pun la urmă, dar păi cu ce rămânem? Cu ce vă porunci Dumnezeu? Cu atâta. În loc să te bucuri de lucrul ăsta că Dumnezeu simplifică lucrurile, te simți cumva cu mâinile legate sau cu mâinile goale. Acestea sunt cauzele descurajării. Haideți să ne uităm la consecințele descurajării. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Versetul 3, da? Citem din nou versetul acesta, este cheie în pasaj. Cine a mai rămas între voi dintre cei ce au văzut casa aceasta și slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Întreabă Dumnezeu.
Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri, Dumnezeu îi dă pe față. Consecința descurajării este că ei disprețuiesc lucrarea prezentă printr-o critică exagerată. Auziți, nu este ea ca o nimica? Era lucrarea aceea o nimica? Vă întreb, era lucrarea aceea o nimica? Nu era o nimica. O critică exagerată asupra ceea ce se întâmpla acolo. O critică exagerată. Să spui despre lucrarea lui Dumnezeu, oricât de micuț ar fi ea, că este o nimica, este o bajocorire a lui Dumnezeu. Asta a fost o lucrare inițiată de Dumnezeu, susținută de Dumnezeu, validată de Dumnezeu profetic. Iar ei spuneau despre ea că este o nimica. La asta te duce descurajarea. Ajungi să spui niște lucruri de care și tu te vei speria mai târziu. 2. A doua consecință a descurajării. Neascultare fățișă de cuvântul lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu în versetul 4. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare și tu, eu sau fiul lui Iosadac, mare preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. De ce le spune să lucreze? Pentru că s-au oprit. Au încetinit în a lucra. Descurajarea te duce la neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Tu în tine însuți ar putea să experimentezi o stare din asta de autoflagerare și să te simți bine. Simți un fel de stare din asta de smerenie, că ești supărat, că ți-ai fi dorit ca lucrurile să fie mai bine, că în trecut era mai bine, că pe vremea locutare nu știu cum era, că în biserică când era fratele nu știu care. Tu s-ar putea să te simți bine în starea ta de descurajare și să se pară că e o formă din asta de smerenie, că tu îți dorești de fapt binele adunării. Când de fapt ești un om care sabotează lucrarea lui Dumnezeu și ești în neascultare de voia lui Dumnezeu prin faptul că nu faci nimic. Și influențezi pe alții ca să nu facă nimic. Descurajarea duce la neascultare fățișă de cuvântul lui Dumnezeu. Este un test, este un semn. 3. Se îndoiesc de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu vine din nou să-i asigure de prezența lui. Versetul 4 zice, fii tare, fii tare, fii tare, fii tare, lucrați căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Ei spuneau, deodată ce casa pe care am făcut acum nu mai are slava care era în trecut, e clar că acesta este un semn că Dumnezeu nu este cu noi. Cum poate Dumnezeu să fie cu un popor care a construit lucrul ăsta pe care îl avem noi în fața noastră, care e nimica? Construiește, încurajează Dumnezeu construirea a nimic? Nu. Sigur Dumnezeu nu e în spate aici. Da? Se îndoiesc de prezența lui Dumnezeu și când te îndoiești de prezența lui Dumnezeu, lucrarea este sabotată la propriu. 4. Au o frică paralizantă. De 3 ori Dumnezeu nu degeaba repetă și încurajează fiecare categorie în parte, pe dregător, pe marele preot, pe popor. De 3 ori spune Dumnezeu, fii tare, fii tare, fii tare. Pentru că descurajarea aduce o frică paralizantă. Versetul 5, Dumnezeu repetă, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți! S-au temut. De ce s-au temut? Că au venit din exil, erau acolo singuri cu ochi, erau câțiva, li s-a dat o misiune importantă, cum am văzut, economic, financiar, material, lucrurile erau dezastruos. Și deodată au tras concluzia că Dumnezeu nu-i cu ei. Ce speranță mai aveau oamenii ăștia? Niciun fel de speranță. Niciun fel de speranță. Pentru că li s-a luat prin descurajare singurul lucru de care se puteau ține. Și anume că Dumnezeu este prezent. Descurajarea duce la o frică paralizantă. Am văzut care sunt cauzele, care sunt consecințele. Haideți să ne uităm cum combate Dumnezeu starea asta de descurajare. Versetul 5. Dumnezeu vorbește din nou prin cuvânt. Haideți să luăm versetul 1 și 2. În a doua, a zecea și una zi a lunii a șaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le. Dumnezeu ne scoate din descurajare începând să vorbească din nou prin cuvântul Lui. Și asta este un har pe care ne-l face Dumnezeu. Noi ne sabotăm pe noi înșine, noi ne autoflagelăm cu ideile noastre și cu gărgăunii care sunt capetele noastre de multe ori. Dumnezeu în harul Lui vine și ne vorbește din nou. Vine și ne vorbește din nou prin cuvântul Lui. Ne dă poruncile Lui, ne dă promisiunile Lui din cuvânt. Da? Și singurul lucru pe care ar trebui să-l facem când suntem descurajați cu privire la noi înșine, la familiile noastre sau la biserică, în special, interesează să discutăm despre biserică, că despre asta e cartea Hagai, despre casa lui Dumnezeu. Când suntem descurajați cu privire la biserică, ar trebui să deschizi Biblia și să vezi dacă lucrul cu privire la care ești descurajat este poruncit în Biblie, este promis în Biblie sau a fost vreodată practicat de biserica lui Dumnezeu. Ești descurajat că nu se face nu știu ce. Deschide Biblia. Simplu.
Este o promisiune a lui Dumnezeu că se va face lucrul ăla? Este o poruncă a lui Dumnezeu să-l facem noi? A fost practica bisericii primare? A bisericii așa cum a vrut Dumnezeu să fie? Dacă nu, ai rezolvat problema cu descurajarea. Da? Când Dumnezeu combate descurajarea noastră, Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Doi, Dumnezeu confruntă sursa descurajării noastre. Sursa descurajării noastre. Vezi, suntem descurajați, să zicem noi, domnule, nu destul e descurajat ăsta, demoralizat, s-o mai duci și el, s-o mai călcat în picioare. Ce ne-am așteptat ca să facă Dumnezeu? Noi suntem descurajați, Dumnezeu să ne mângâie așa în descurajarea noastră, nu? Ne mângâie așa pe copușor, știu că ți-e greu, știu că sunteți descurajați. Lasă că o să fie bine cândva. Nu? Să ne dați niște promisiuni, să ne mintă frumos. Nu face Dumnezeu asta. Dumnezeu confruntă problema. Înainte să le dea promisiuni, să dea niște promisiuni fantastice în Hagai, capitolul 2. Fantastice! Care privesc nu doar pe poporul Israel, privesc toate neamurile, privește biserica, privește istoria întregului univers. Dar înainte să facă asta, Dumnezeu îi confruntă. Problema voastră este următoarea. Ați comparat vechea casă cu noua casă, fără ca eu să vă fi cerut lucrul acesta. Dumnezeu confruntă sursa descurajării lor. Comparația asta pe care au făcut-o ei și Dumnezeu n-a permis-o. 3. Dumnezeu îi ancorează în realități transcendente. Îi ridică Dumnezeu deasupra stărilor omenești. Îi ridică Dumnezeu deasupra lucrurilor care se vedeau, lucrurile care se puteau pipăi, lucrurile care se puteau analiza, compara din punct de vedere omenesc. Îi ridică Dumnezeu deasupra acestor realități. Nu zice Dumnezeu, fiți atenți că o să vă trimit niște aur ca să poleiți măcar puțin pe aici, să semene cât de cât cu casa aia mai dinainte. Nu le zice Dumnezeu asta. Dumnezeu îi duce la alte realități. Când nu-ți bine, dau un exemplu, când nu-ți merge bine financiar, ce te-ai aștepta ca să spună Dumnezeu? O să-ți dau bani. Dumnezeu spune nu. Lucrul important e că legământul meu cu tine nu se poate rupe. Păi ce mă încălzești pe mine legământul meu cu tine dacă eu am datorii? Trebuie să te încălzească. Asta face Dumnezeu cu ei. Dumnezeu, Doamne, ești bolnav. Eu sunt cu tine. Eu așteptam să spun, eu te vindec. Să faci o proclamație în asta carismatică. Nu. Eu sunt cu tine. A, zice, la urmă spun, o să te vindec, dacă nu o să vii în împărăția mea. Cam asta face Dumnezeu cu poporul Israel. Haideți să vedem. Dumnezeu, în al treilea rând, combate starea de descurajare prin faptul că îi ancorează în realități transcendente. Care realități? În primul rând, prezența lui Dumnezeu. Prima realitate este prezența lui Dumnezeu. Acum fi tare, spune de 3 ori, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Singurul lucru, să știți, de care are nevoie poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, în vremuri de restricție, în vremuri de descurajare, în vremuri în care din interior sau din exterior sunt atacuri, este să știm că Dumnezeu este cu noi. Este să avem promisiunea, să știți, singurul lucru care va conta, indiferent de numărul nostru, de locația noastră, de simplitatea slujbelor noastre sau ce mai este la noi și lumea critică, singurul lucru care ne va interesa este să știm că Dumnezeu însuși încuviințează ce se întâmplă în locul acesta. Amin? Asta e singurul lucru care ne interesează, la urma urmei. Nu ne interesează dacă oamenii, după sistemele lor de analiză, ne dau note mari la ce facem noi. Nu mă interesează. Pur și simplu. N-are niciun fel de relevanță. Nu are niciun fel de relevanță. Nici cu privire la noi, nici cu privire la niciun fel de alt aspect. Prezența lui Dumnezeu este singurul lucru care ne interesează și principiul pe care trebuie să-l luăm, fiecare pentru noi, este să prețuim în mod suprem prezența lui Dumnezeu. Să te întreb, este Dumnezeu cu noi sau nu? Asta e întrebarea. Asta este întrebarea. Dacă Dumnezeu este sau nu este cu noi? În al doilea rând, a doua realitate transcendentă de care leagă Dumnezeu este legământul lui. Eu, zice Dumnezeu în versetul 5, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți! Nu vă îndoiți de lucrarea pe care o fac între voi, pentru că eu am făcut un legământ. Chiar dacă ați fost în exil, v-ați întors înapoi, pentru că eu am făcut un legământ. Nu vă îndoiți de ceea ce v-am poruncit să faceți, adică să construiți casa asta, indiferent de slava ei exterioare, pentru că eu am făcut un legământ cu voi. Și Dumnezeu nu-și rupe legământul. Da? Dumnezeu nu ne va părăsi, ne va însoți, ne va binecuvânta, ne va sfinți, ne va desăvârși, nu datorită nouă, frați și surori, ci datorită legământului său. Datorită legământului său, nu datorită nouă, ci datorită legământului său. Atât de puține lucruri știu oamenii credincioși despre legământul lui Dumnezeu. Atât de puține lucruri. Și de fapt, aceasta este realitatea în care trebuie să ne ancorăm. Acolo ar trebui să fie liniștea noastră. Suntem în această seară la masa Domnului și celebrăm un legământ. Ce legământ celebrăm?
Păi legământul care l-am făcut în apa botezului, nu? Pe scurt, așa, câteva observații despre ideea asta cu legământul în apa botezului. Am auzit oameni vorbind mai mult de legământul ăsta în apa botezului decât legământul făcut în sângele Domnului. Sincer vă spun, sper că la dumneavoastră lucrurile să stea altfel, dar eu așa am auzit. În primul rând, ideea asta cu legământul în apa botezului transmite ideea falsă că omul inițiază vreun legământ. Omul nu inițiază niciun legământ cu Dumnezeu. Ascultați, niciun legământ cu Dumnezeu. Deci este așa de mare prostie, deci nu are nicio treabă cu realitatea. Omul nu inițiază legăminte cu Dumnezeu. Dumnezeu a inițiat legămintele. Noi a căpătat har în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu, suveran, a inițiat un legământ cu Avram. De ce? Că așa a vrut el. Nu omul suveran inițiază legământ. Este primul aspect. În al doilea rând, singurul legământ în vigoare astăzi este legământul încheiat în sângele Domnului Iisus, nu în apa botezului. În sângele Domnului Iisus. Apa botezului nu-ți poate da nicio siguranță. Sângele Domnului poate să-ți dea siguranță. Sângele Domnului îți poate da siguranță. În al treilea rând, acest legământ este încheiat acum 2000 de ani, nu când te-ai pocăit tu sau când te-ai băgat în apa botezului. Legământul care e azi în vigoare, da? În al patrulea rând, acest legământ este încheiat corporativ cu toți aleșii Domnului. Nu eu individual am intrat în apa botezului și am făcut un legământ cu Domnul. Nu! Sânge, zice Domnul Iisus Hristos, vom citi pasajul acesta, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Nu este ceva individual. Și în final, acest legământ este încheiat de Sfânta Treime și omul nu este întrebat dacă vrea să fie parte din el. Domnul Iisus Hristos ne-a întrebat. Mă, acum hai să vă întreb. Ați vrea să fiți parte din legământul ăsta, să beneficiați de el? Nu-i întreabă. Nu-i chestionează. El știe pe toți aceia pe care Tatăl i-a dat și pentru ei încheie legământul ăsta. Ăsta e legământul pe care îl avem noi. Și avem un pasaj clasic în Evrei, capitolul 8, unde apostolul vorbește despre legământul nou și asta celebrăm noi în seara asta, asta ne amintim, cu asta, cu realitatea aceasta spirituală ne împărtășim în continuare. Noi suntem în legământul cel nou și Dumnezeu îi ancorează de legământul cel nou. De legământul în care erau ei, Dumnezeu ne ancorează pe noi într-un legământ mai bun decât legământul în care erau ei. Ia auziți ce spune apostolul. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun. De ce e mai bun legământul nou decât legământul vechi? Păi în primul rând că nu-i Moise și Hristos, care e împlinirea tuturor lucrurilor și a adus jertfa supremă, odată pentru totdeauna. Dar apoi spune că ce este așezat pe făgăduințe mai bune, promisiuni mai bune decât aveau ei. Ce aveau promisiuni? Promisiunea moștenirii pământului, promisiunea prosperității dacă ascultă, o grămadă de promisiuni. Dar noi avem, zice, promisiuni mai bune. Ia să le vedem care sunt promisiunile mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi, ăsta despre care îl vedem noi astăzi la poporul Israel, aici, i-a întors Dumnezeu din exil datorită legământului făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Nu datorită faptului că au fost ei credincioși, ci că Dumnezeu era credincios legământului. Da? Dar zice că noi avem un legământ mai bun decât asta, decât acela. Dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Dacă era bun legământul din tâi, rămânea ăla. Dar acela a fost pentru o perioadă. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-a apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Același limbaj pe care îl folosește Hagai. Ia auziți ce spune Hagai. Ascultați. Ia auziți ce spune Hagai. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Zice, acum noi avem un legământ care este mai grozav decât ăla pe care l-a făcut când au ieșit ei din Egipt. Ia auziți ce zice. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul, pentru o perioadă, că după aia Domnul i-a întors. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, da? Legământ care este preluat de Domnul Iisus Hristos și ni se spune că și noi am intrat în el. Ia auziți, care sunt promisiunile alea mai bune care fac legământul nostru mai bun decât ăla vechi? Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Este o lucrare lăuntrică de regenerare. Dumnezeu îți schimbă inima. Și dacă înainte urai cuvântul lui Dumnezeu sau nu te interesa cuvântul lui Dumnezeu, acum cuvântul lui Dumnezeu este pus în inima ta. Îl iubești, îl dorești. Ai o pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e legământul cel nou. Ăsta e legământul cel nou. Să fii dezinteresat de cuvânt, nou legământ, înseamnă să nu fii, să, cel puțin să nu-ți fi fost aplicat nou legământ. Nu ești încă regenerat.
Apoi, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, cunoaște pe Domnul. Căci în nou legământ, toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. O cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Iar cartea Evrei arată deslușit, desăvârșit lucrul acesta, intrarea liberă pe care o avem în prezența lui Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin cuvânt. Da? Nu doar transformarea inimii, o relație cu Dumnezeu, o cunoaștere a lui Dumnezeu. Spune apoi altă promisiune. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi a îmbătrânit și este aproape de pieirea. Înțelegeți ce celebrăm astăzi? Celebrăm că în jertfa Domnului Iisus Hristos avem promisiuni mai bune decât în vechiul legământ, mai bune decât alea materiale, decât întoarcerea în Israel, decât moștenirea unui pământ. Promisiuni că suntem născuți din nou, promisiuni că suntem spălați prin sângele lui Hristos, real pe dinăuntru, suntem transformați. Promisiuni că ne este iertat păcatul, asta celebrăm la masa Domnului. Asta celebrăm la masa Domnului. Cu asta ne împărtășim și ne aplicăm din nou conștiințele noastre prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin aceste semne vizibile, prin aceste simboluri vizibile, că eu sunt iertat, beau sângele Domnului Iisus Hristos, mi-a șters toate păcatele. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele mele. Nu doar că Dumnezeu mi-a iertat păcatele, Dumnezeu m-a născut din nou, m-a transformat pe dinăuntru, m-a spălat pe dinăuntru, tot datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât atât, Dumnezeu nu m-a iertat, m-a regenerat, ci Dumnezeu m-a adus la ceea ce a fost scopul suprem al lui Dumnezeu de la început. M-a adus în părtășie cu El. M-a adus în comuniune cu El. Am intrare liberă. Prin jertfa Domnului s-a rupt deaua din lăuntru. Am intrare liberă în comuniune cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Mă pot închina lui Dumnezeu fără frică. Fără frică. Am o cunoaștere a lui Dumnezeu lăuntrică, lucrată de Duhul lui Dumnezeu în mine. Asta comemorăm. Asta pomenim. Cu realitățile acestea ne împărtășim prin credință. Prin credință. Astea sunt lucrurile care le aplicăm din nou sufletelor noastre prin credință, prin cuvântul lui Dumnezeu. A treia realitate de care îi leagă Dumnezeu sunt lucrările sale miraculoase. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Și Duhul meu este mijlocul vostru, nu vă temeți. Dumnezeu îi duce cu mintea înapoi la ceea ce a făcut Dumnezeu când i-a scos din Egipt. Nu i-a scos Dumnezeu din Egipt că au meritat să-i scoată din Egipt. Nu avea Dumnezeu niciun fel de obligație. Dumnezeu s-a obligat pe sine să facă lucrul ăsta. Dumnezeu a făcut un plan și nimeni nu i-a cerut să facă lucrul acesta. Și în ieșirea aceea din Egipt, Dumnezeu a făcut cele mai glorioase demonstrații de putere. Acum aș face o paralelă. Lucrările miraculoase ale lui Dumnezeu, de care Dumnezeu ne leagă, sunt în primul rând ieșirea noastră din lumea asta. Ieșirea noastră de sub robia păcatului. Ieșirea noastră de sub robia satanei. Întotdeauna ar trebui să fii mișcat profund la gândul și la evenimentul în care Dumnezeu te-a scos din lumea asta cu mare putere. Te-a scos din Egiptul lumii astea. Dacă nu te-a scos, nu te poți gândi la evenimentul ăla. Păi da, eu niciodată n-am băut, n-am fumat, n-am fost la femei, mare lucru n-am făcut, am ieșit. Nu, Dumnezeu îi duce cu minte acolo. Aduceți-vă aminte ce lucrări am făcut. Eu sunt credincios. Dumnezeu nu spune, fiți siguri de lucrarea pe care o fac în mijlocul vostru dacă sunteți credincioși. Nu spune Dumnezeu, eu rămân credinciosul pe care l-am făcut când v-am scos din țara Egiptului. Ce se întâmplă între timp? Idolatrie, imoralitate, păcat la greu. Exil? Suferință? S-au întors înapoi? Descurajare? Tânjeală? Apatie? Indiferență? Dumnezeu spune, măi! Gata, am terminat-o cu voi pentru totdeauna. Sunteți irecuperabili, sunteți un popor încăpățânat, cum le spune Dumnezeu de multe ori în Egipt. Dumnezeu spune, nu! Eu rămân credincios legământului pe care eu l-am făcut. Dumnezeu este credincios față de noi pentru că este credincios întâi de toate față de sine. Este credincios față de sine, față de promisiune pe care l-a făcut, planul pe care l-a făcut. Reamintește-ți cum a lucrat Dumnezeu în viața ta în trecut, când vine descurajarea. Apoi Dumnezeu îi leagă de o altă realitate transcendentă, lucrarea Duhului Sfânt. Eu rămân credinciosul legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este mijlocul vostru. Dumnezeu le arată că lucrarea care a început în mijlocul lor, fiindcă a fost după cuvântul lui Dumnezeu, este lucrarea Duhului Sfânt. Așa cunoaștem lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt nu se poate cunoaște în niciun alt fel. Lucrarea Duhului Sfânt se cunoaște când în condiții vitrege
Când lumea vorbește, când sunt atacuri din interior, când sunt atacuri din exterior, oamenii merg înainte. De ce? Pentru că așa le-a spus Dumnezeu să facă. Eu nu-i se uită la slava exterioară, la lucrurile exterioare, la lucrurile materiale, ci se uită la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Aia este o dovadă a lucrării Duhului Sfânt. Și Dumnezeu leagă în pasajul acesta, uitați, Dumnezeu leagă în pasajul acesta prezența Duhului Sfânt în popor cu lipsa fricii. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Satana are obiceiul ăsta de a inocula frică. Că sunteți așa, că sunteți așa, că sunteți așa. Să te izoleze, să-ți închidă pliscul sau cel puțin să dea volumul mai la mic, să lucreze puțin la potențiometru. Prin fel și chip, prin tot felul de lucruri pe care le spune. Când Duhul Sfânt este în mijlocul adunării, în mijlocul poporului Dumnezeu, Duhul Sfânt dă curaj, dă putere, alungă frica. Ia auzi ce spune Noul Testament. 1 Corinteni 2:4. Și învățătura și propăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Unde Duhul Domnului este puterea Domnului. 2 Timotei 1:7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Auzi ce spune. Nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Romani 15:13. Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tare în nădejde. Ceea ce le lipsea lor, nu? Dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează din nou starea aceasta în poporul său. Îi leagă de altă realitate transcendentă. Credincioșia lui Dumnezeu. Eu rămân credincios. Legământul era vechi. Ei au păcătuit, au fost pedepsiți, au fost făcuți de rușinea tuturor neamurilor, au pierdut tot ce au avut, acum treceau printr-o perioadă financiară teribilă, aveau dușmani din exterior, aveau dușmani de descurajare din interior și totuși Dumnezeu le spune, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le vedeți voi, eu sunt credincios, mergeți înainte. Și în final Dumnezeu le face promisiuni cu privire la ceea ce va fi în viitor. Auziți ce spune? Este un pasaj puțin greoi, pentru că este un pasaj escatologic și în general Dumnezeu, când a vorbit prin profeții Vechiului Testament, nu a lăsat așa un grafic, cum se vor întâmpla toate evenimentele. A avut niște profeții generale despre anumite lucruri viitoare, însă lecția pe care noi o învățăm este că Dumnezeu le dă niște promisiuni, ei se ancorează în promisiunile lui Dumnezeu. Așa combate descurajarea. Să uite la promisiunile lui Dumnezeu. Zice așa. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Ce e aia? Nu trebuie să interpretez cumva pasajul ăsta, da? Ia auziți, citesc din nou. Momentul, când spune că e momentul în care se va întâmpla asta? Încă puțină vreme. Acum știm cum măsoară Dumnezeu timpul din cartea 2 Petru, nu? Pentru Dumnezeu 1000 de ani ca o zi, o zi ca 1000 de ani. O trecut câteva mii de ani de atunci și vedem că clătinarea asta încă nu a avut loc. Clătinarea asta a creației, da? Clătinarea a creației. Zice, voi clătina încă o dată. Când a mai clătinat Dumnezeu? Aduceți aminte un eveniment când a clătinat Dumnezeu? Ceva ce poporul Israel cunoștea? La muntele Sinai, nu? A clătinat Dumnezeu. A clătinat tare. Vom vedea imediat cum interpretează puțin neavută Noul Testament de data asta, pentru că preia în cartea Evrei, capitolul 13, citat din Hagai și ne explică cum ar trebui să interpretăm cel puțin o parte din profeția asta. Deci ne uităm întâi la profeția asta, cum îi încurajează Dumnezeu. După aceea vorbește de casa lui Dumnezeu. Ia auziți ce spune. Voi clătina toate neamurile, comorile, tuturor neamurilor vor veni și vor umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Nu s-a întâmplat asta cu templul lui Irod. Deci Dumnezeu vorbește despre o altă casă, despre un alt templu, da? Un lucru extraordinar e că Dumnezeu controlează toate neamurile. Zice, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este iarul, zice Domnul aurul, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu face o lucrare supranaturală și atrage neamurile înspre poporul Israel. Noi vedem că, în general, atitudinea neamurilor față de poporul Israel este o atitudine de respingere, de ură, până în ziua de astăzi. Începând cu ONU și cu alte foruri care există în lumea asta. Dumnezeu spune că aduce o perioadă în care va atrage neamurile și comorile neamurilor spre poporul Israel. Foarte interesant. Pentru că Dumnezeu este stăpânul întregului univers.
cum îi atrage? Îi atrage cu forța sau cum îi atrage? Nu știu cum îi atrage, dar îi atrage Dumnezeu. Da? Dar fiindcă suntem parte din noi reformați, credem că Dumnezeu nu are nicio problemă să facă lucrul ăsta, nu? Dumnezeu va atrage. Va atrage acolo. Este o promisiune făcută poporului Israel. Și intrăm puțin în escatologie, dacă ați putea să fiți mai atenți decât până acum, ar fi bine. În profețiile Vechiului Testament, de multe ori, profețiile acestea au o împlinire dublă. De exemplu, dacă ai citit doar Vechiul Testament, este puțin probabil că vei ajunge să înțelegi că Domnul Iisus va reveni de două ori. Pentru că despre nașterea lui Iisus și după aceea despre domnia lui Hristos în împărăția lui se vorbește în aceeași profeție. Acum, noi nu știm că nașterea lui și venirea, prima venire a lui Hristos pentru a face ispășirea păcatelor a fost odată și abia la a doua venire Hristos se va întoarce pentru judecată și domnie și așa mai departe, da? Dar în profeția Vechiului Testament nu înțelegi clar distinția asta. Revelația este progresivă și autorii Noului Testament îți dau o perspectivă deplină, plenară, asupra unor profeții din Vechiul Testament, deși acolo n-au fost clare, da? Revelația biblică este progresivă, se adaugă informații noi și este normal ca să înțelegi în Noul Testament anumite lucruri mai clare decât au fost în Vechiul Testament. De asemenea, dacă te uiți în Vechiul Testament, deși există niște promisiuni cu privire la împărăția lui Dumnezeu, greu e să găsești o teologie clară a înființării bisericii. Greu. Sunt niște semințe acolo, dar e mai greu de găsit. Ei, revelația este progresivă și autorii Noului Testament ne explică, însuși Domnul Iisus Hristos ne explică că după ce Dumnezeu a lucrat cu Israel, Dumnezeu lucrează cu biserica și după ce va intra numărul deplin a neamurilor, atunci spune, tot Israelul va fi mântuit, Dumnezeu se întoarce din nou la Israel, să lucreze pentru perioada de final cu Israelul. Pe scurt, ce înțeleg eu din profeția aceasta? Cred că profeția aceasta vorbește despre o restaurare a Israelului fizic, că Dumnezeu vorbește de o împăcare a neamurilor cu Israel, ceea ce astăzi nu vedem încă, da? Nu vedem asta. E dezbinare astăzi. Că Dumnezeu va atrage neamurile probabil pentru o trezire spirituală masivă, așa cum ne-a arătat și Ioel. Da, va exista o lucrare extraordinară, minunată, pe care Dumnezeu o va face pentru poporul Israel și din nou poporul Israel va ajunge în fruntea națiunilor. Ceva ce n-a avut în modul acesta descris aici niciodată poporul Israel. Asta va face Dumnezeu cu poporul Israel. Dacă ne ducem la evrei, vedem că apostolul ia doar o parte din profeția din Hagai și o interpretează pentru noi. Ia auziți. Evrei capitolul 13, versetul 25. Nu uitați, partea aceasta din Hagai vorbește despre o trezire spirituală, despre o restaurare a poporului Israel. Ce spune apostolul în evrei? Zice așa. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea din ceruri pe pământ, poporul lui Israel, n-au scăpat, care n-au ascultat. Cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta și citează din Hagai. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Și se oprește cu citatul. Apostolul evrei nu citează decât aspectul, prima propoziție de aici. Prima propoziție. Auziți. Voi clătina încă o dată cerul și pământul. Atât citează. Nu mai spune că toate neamurile vor veni, vor umple de slavă casa aceasta, al meu este argintul, al meu este aurul. Nu mai spune, slava casei acestea din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. În locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Nu zice nimic din astea. Citează numai prima propoziție din profeția aceasta. Ce înseamnă clătinarea asta a cerului și pământului? Ia să vedem ce spune apostolul în evrei. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, adică a creației. Dumnezeu a clătinat pământul. Creația a clătinat-o. Și spune, va mai fi o clătinare numai a pământului, ci și a cerului. Și ce această clătinare este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Adică Dumnezeu dă de pământ, să spunem așa, cu lucrurile, cu creația asta, ca să rămână ceva pentru totdeauna, etern, atemporal. Da? Noi știm foarte clar. Petru a spus același lucru, se vor duce cerurile vechi, pământul vechi, se vor topi, pământul cu tot ce este pe el, vara albe, elementele cerești, se vor topi, toate lucrurile astea vechi se vor duce, creația veche, în cuvintele din evrei, se vor clătina, da, vor fi clătinate,
ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, interesant. Deși clătinarea asta va fi în viitor, totuși noi am primit ceva din viitor. Ce am primit din viitor? Împărăția lui Dumnezeu. Noi am intrat în împărăția eternă a lui Dumnezeu, pe care o vom gusta de plin abia la final, dar toate binecuvântările ei, am primit-o deja acum. Noi avem siguranță, o avem acum, suntem deja cetățenii ei. Nu suntem de plin, că nu suntem în ceruri acum. Nu suntem în cerul nou și pământul nou acum. Dar avem siguranța că vom fi acolo. De ce? Că am intrat deja ca și cetățeni în împărăție încă de acum. Clătinarea acestei creații vechi va veni în viitor. Dar noi am intrat ca cetățenii ai noii creații încă de pe acum. Asta spune apostolul în evrei. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor, să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și acum să ștergem, să dăm la o parte ceața, confuzia și ce mai este. Da? Avem o profeție în Hagai care vorbește despre două evenimente mari. Un eveniment în care Dumnezeu vizează pe poporul Israel. Fiți atenți, un eveniment în care Dumnezeu vizează pe poporul Israel, adică restaurarea poporului Israel, o trezire mondială la propriu, neamurile vin acolo și au o împăcare cu poporul Israel. După lucrul acesta ne prezintă a doua fază, ultima, în care va exista o clătinare a creației. După ce se va întâmpla lucrarea aceasta, Dumnezeu va schimba întreaga creație, da? Se va duce vechea creație și Dumnezeu aduce o nouă creație. E simplu, o restaurare a poporului Israel, o restaurare a întregii creații. Ce lipsește? Și ce lipsește? Noi lipsim de acolo. Din Hagai acolo noi lipsim. Într-un sens, de asta am spus că profețiile Vechiului Testament au de multe ori împliniri duble. O împlinire preliminară parțială și o împlinire plenară mai târziu. După sau lăsând fazele astea două deoparte, ce are Dumnezeu pentru poporul Israel și ce are Dumnezeu pentru întreaga creație, existăm și noi biserica. Într-un anume sens, toate neamurile nu au intrat deja în biserică. Nu au intrat toți numeric vorbind. Dar Dumnezeu a trecut de la lucru doar cu poporul Israel și și-a extins în mod masiv prin lucrarea Duhului Sfânt prin biserică lucrarea către toate neamurile. Acum, o mare parte din populația acestui pământ este potrivnică lucrării lui Dumnezeu. Vedem lucrul acesta. Vedem lucrul acesta deslușit. Dar o sămânță, o împlinire preliminară, parțială a acestei profeții se întâmplă astăzi în biserică. Când neamurile, o parte dintre ele, au intrat în biserică, îl slujesc pe Dumnezeu și noi care acum suntem casa lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, suntem locul în care împreună cu evreii, cu neamurile, cu orice om care îl iubește pe Dumnezeu și este în planul lui Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu și îl slujim pe Dumnezeu. Este important să facem distinție între fazele astea. Da? Biserica e biserică, Israelul este Israel, perioada de final, întregirea, recrearea, distrugerea vechii creații, facerea unei noi creații sunt lucruri distincte. Ceea ce este cu noi astăzi, după biserică va fi din nou Israel și apoi noua creație. Ceea ce avem noi astăzi este faza ultimă. Noi gustăm sau pregustăm anumite binecuvântări pe care le vom avea de plin la final. Zice, noi acum, va fi o clătinare finală, dar zice, avem deja acum împărăția care nu se clatină. Suntem deja cetățeni acum. Siguranța noastră, dacă astăzi ar fi să stăm în fața morții, siguranța noastră care este? Siguranța noastră este că am intrat într-un legământ nou, nu? Că avem niște promisiuni fantastice. Și nu numai atât, spune Hagai, suntem, și interpretat de apostolul evrei, suntem deja cetățenii ai împărăției veșnice. Nu s-au întâmplat toate etapele, dar nici nu contează, când planul lui Dumnezeu s-a și împlinite. Noi, Dumnezeu îi ancorează pe evrei de realități transcendente. Dumnezeu ne ancorează pe noi astăzi de realități transcendente. Escatologia sau lucrurile cu privire la vremea viitoare este importantă. Este importantă pentru că Dumnezeu ne agață de ea. Dumnezeu ne dă o siguranță pentru ea. Eu m-am săturat să aud pocăiți sau credincioși, cum vreți dumneavoastră să-i numim, care când îi întreb cu privire la viitor, dar cine știe, vorbesc ca oamenii din lume. Om vedea ce se întâmpla. Ai siguranța mântuirii? Asta numai Dumnezeu poate să spună. Om vedea la final. Ce o zice Dumnezeu? Asta în adunări evanghelice. Oamenii nu mai știu unde să duc,
pe cine așteaptă, ce e cu ei, ce o să se întâmple dacă îți justificați acum, dacă o să fie justificați la judecata de apoi, dacă o să fie justificați cu lumea, dacă nu o să fie justificați cu lumea sau judecați cu lumea sau fără lume. Un amalgam și o confuzie totală. Nu, Scriptura este clară. Avem iertate păcatele, suntem născuți din nou, suntem parte din adunare, pregustăm de acum binecuvântările eterne, le avem de acum prin promisiuni, gustăm parțial din ele, dar suntem în mod real cetățeni ai împărăției viitoare. Și ca cetățeni ai împărăției viitoare, care am fost aduși în împărăția asta numai prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, în această seară, nu eu, nu frații, nu unii pe alții, ci însuși Domnul Iisus Hristos ne cheamă să stăm la masă cu El. Să celebrăm intrarea asta în împărăția asta. Apostolul Evrei așa interpretează profeția parțială, prima propoziție din Hagai. Ar trebui să vedem cu mulțumire. Primind o asemenea împărăție, zice el, ar trebui să ne arătăm mulțumitori. Să ne închinăm lui Dumnezeu. Să venim cu frică și cu tremur, cu sfială, cu respect înaintea lui Dumnezeu. Să arătăm că îl onorăm pe Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Eu cred că glasul Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Lui se aude astăzi către fiecare dintre noi. Să venim și să celebrăm și să-L pomenim pe acela care ne-a făcut cetățenii unei asemenea împărății. Și să venim să comemorăm, să celebrăm, să sărbătorim, să pomenim, să ne împărtășim din acele binecuvântări extraordinare, acele promisiuni extraordinare pe care Hristos le-a făcut reale pentru noi. Iertarea păcatelor noastre, schimbarea vieților noastre, intrarea noastră în împărtășie deschisă, totală cu Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu prin cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt, să ne deschidă inimile în seara aceasta și să înțelegem că aici nu avem doar niște simboluri. Sunt simboluri, dar nu sunt doar simboluri. În locul acesta este prezent Domnul Iisus Hristos care ne cheamă la masă cu El. În locul acesta este prezent acela care ni se comunică în fiecare zi necurmat. Prin Duhul Sfânt și prin cuvânt. Ni se comunică, ni se dă pe El însuși cu binecuvântările Lui. Și modul în care ales să facă lucrul ăsta este prin aceste simboluri vizibile. Să vizualizăm datorită slăbiciunii firii noastre pământești.